De două zile, angajații Sindicatului Național Sport și Tineret sunt în grevă. Astăzi, toate instituțiile din subordinea Ministerului au fost în grevă, mai puțin cei de la OLT, adică din cei 12 angajați ai DGTS, doar 2 sunt afiliați Sindicatului Național Sport și Tineret. Angajații din subordinea MTS sunt hotărâți să-și recapete drepturile, să nu mai muncească fără să fie plătiți și solicită plata egală pentru muncă egală. Protestul s-a desfășurat la nivel național și a afectat activitatea din cluburile sportive municipale, direcțiile județene pentru sport și tineret și federațiile sportive naționale. Aceștia revendică discrepanțele salariale pentru funcții similare, deficitul de personal ce duce la supra-solicitare. Reprezentanții sindicatului susțin că 70% dintre salariați au venituri de 1300 de lei net, fără diferențiere în funcție de studii, funcții, răspundere sau complexitatea muncii și că nu au sporuri și gradații de vechime. Nu se acordă nici voucherele de vacanță în toate structurile subordonate MTS, iar impozitarea a fost realizată neunitar. Astfel de proteste au avut loc și anul trecut, soldate cu un mare eșec, iar de data aceasta se pare că sindicaliștii nu vor să mai renunțe.